Bună seara, bine ne-am reîntâlnit, sunt Cătălin Simeniuc și așa cum v-am obișnuit de altfel, luni seară ne întâlnim la Stop Cadru, emisiunea care nu face altceva decât să spună rădăuțenilor tot felul de lucruri despre rădăuți. Astăzi, alături de mine, un obișnuit al Stop Cadrului de altfel, am să încep cu Traian Andronache, avocat, dar... Bună seara, stimați rădăuțeni, bună seara, domnule Cătălin. Bună seara și mulțumim că ați acceptat invitația. În continuare trebuie să prezint, nici nu știu acum de unde să încep. Am să încep de lângă mine, nu de altceva, dar am să mă ghidez după culoarea părului și cred eu că așa e. Domnul Cornelu Mateiciuc și în continuare Romeo Negruț. Bună seara, bună bine seara, ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. E prima dată când sunteți la noi în platou? Da, este prima dată. Sperăm să nu fie ultima. Cu mare drag, noi lansăm de pe acum invitația, ca să fim siguri că am făcut-o și nu... Vorbim din nou despre rădăuți, vorbim din nou despre UPR, vorbim despre planuri pe care și le fac o mână de oameni, că în principiu vorbim despre o mână de oameni activi, dar la rândul lor reprezintă un număr destul de important de rădăuțeni. Pentru ca cei care ne urmăresc să înțeleagă mult mai bine cu cine stăm de vorbă, aș vrea, nu știu, ori o faceți dumneavoastră personal, ori o fac eu, dar cred că cel mai bine spuneți dintre dumneavoastră fiecare cam cu ce se ocupă. Nu cred eu că nu vă știu rădăuțenii noștri, dar pentru cei care... Că mai sunt, nu suntem chiar cei mai publici acum. Domnul Mateiciuc. De meserie sunt inginer chimist. Am să vă rog un pic mai tare ca să ne audă și microfoanele. De meserie sunt inginer chimist. Lucrez în Rădăuți de 30 de ani. Și m-am ocupat de... pornirea și punerea în funcțiune a unor instalații tehnologice de-a lungul timpului. Cu alte cuvinte, dumneavoastră spuneți inginer chimist, dar înțeleg că la partea tehnică stați foarte bine, nu numai chimia, da, în sine. Că o investiție presupune să știi și alte lucruri decât ingineria chimică. Am înțeles. Domnul Romeo. Da. Mă numesc Romeo Negruț, sunt economist de profesie, contabil, mai bine, așa, cum mai bine spus. Un termen și... mai da, descolosit, mai uzual. E un termen mai uzual. Am o firmă de contabilitate, un birou de contabilitate în care lucrăm și ținem contabilitățile mai multor firme. Aici, concluzia care o trag eu și... luând la profesia mai în sensul ei, expert contabil, omul care știe cum e treaba cu banii, când, cum, de unde, unde se duc, unde se împrăștie, ca toată treaba să fie legală în orice moment. Da. Cred că UPR-ul avea nevoie și de un astfel de om. Bine, nu că de inginer nu aveam nevoie, vreau să nu fiu greșit înțeles, doar că mi-a venit acum ca orice organizație, că la urma urmei o formațiune politică e o organizație care în cazul de față încearcă să găsească soluții pentru rădăuți, soluțiile se învârt în jurul banilor, că absolut. Asta e treaba, e realitatea zilelor pe care o trăim și nu doar zilelor noastre, din totdeauna. Lucrurile s-au învârtit în jurul banilor sau banii în jurul oricărui lucru, oricum am luat. Fără bani nu poți face nimic. Da, cam așa e. Trist, dar adevărat. Trist, dar adevărat. Da, așa este. Alături de noi mai sunt și alți profesioniști, chiar mai sunt și economiști, sunt profesori, ingineri din alte domenii, IT, spre exemplu, sunt directori zonali de tot felul, al multor companii de renuminare, o să le amintim. Deci sunt oameni cu experiență, într-un cuvânt, oameni cu experiență, aici e concluzia la care ajungem. Chiar în management sunt oameni cu experiență, sunt conducători sau manageri care au în subordine
alți oameni pe care îi coordonează în munca lor de zi cu zi. Am înțeles. Acum trebuie să recunosc și am spus mai devreme, e foarte important atunci când căutăm soluții pentru nu numai decât o instituție, acum vorbim de un oraș, e nevoie de bani și soluții și în sensul ăsta. De unde îi facem rost și cum îi cheltuim ca totul să fie în regulă, în deplină legalitate și așa mai departe. Doar că la un moment dat pe mine m-a mirat un candidat la primărie spunea, trecând și el prin postura asta la un moment dat, spunea, nici nu vine să cred cât e de simplu la primărie. Într-o instituție stai și te chinui cum faci rost de bani. Aici bani sunt, doar trebuie să-i cheltui. Bă, nu știu dacă e chiar așa oare. Doar trebuie să cheltui, chiar e suficient și nu te interesează dacă... Deci la nivelul primăriilor sunt, sunt bani, bani. Asta din, e clar. Din taxele locale. Nu, plus, nu pune nimeni la îndoială aspectul ăsta, doar absolut. Că mă gândesc eu așa. Mai plus ceea ce vine din redistribuire. Dacă ne uităm pe geam și vedem noi cam cum arată rădosul, chiar nu mai sunt nevoie de alți bani. Plus bani din redistribuirile care vin de la bugetul statului. Obligat. Sunt, se pot accesa pe diferite proiecte tot felul de fonduri europene, numai să existe voință, atâta tot. Sau chiar dacă nu au fost accesați banii europeni, banii care au fost strânși la nivelul orașului, nu au fost cheltuiți cu chipzuință. Deci s-au cheltuit și vedem. Asta e efectiv. Concluzia pe care o trageți ca rădăuțean și absolut. Ca locuitor a rădăuțului. Sunt bani care nu au fost cheltuiți cu chipzuință. Sunt bani aruncați efectiv pe tot felul de lucrări care nu au avut efectul scontat. Aici nu cred că vă referiți la trandafiri pe sub... Nu mai luăm în calcul acei trandafiri. Cu toate că acum, era un exemplu da, așa, de-a să dreptul. Fim serioși. Nu cred că aveam nevoie de atât de mulți trandafiri. Cred că era... Bine, sunt alte lucrări mult mai costisitoare. Asta era așa. Da. Și trandafirii aia aveau un rost la un moment dat, dar când tot orașul arăta... oglindă. Da, corect. Era... corect. Asta presupune existența unei ordine de priorități în lucrările care se fac la primărie. Aici e un punct interesant. Și, prioritățile. Și prioritățile trebuie descoperite de un gospodar. Vorbiți bine, domnul Maticiuc, numai cu un pic mai tare, ca să vă audă de a sesizat chiar și colegul dumneavoastră. Aceste lucruri și această listă de priorități trebuie stabilite împreună cu cetățenii. Este primul lucru. Prin transparență, prin publicarea propunerilor pe care le avem pentru oraș, pentru municipiu, trebuie discutate și trebuie găsite exact prioritățile care arde pe fiecare de rădăuțeni. Dacă ne vom gândi noi că acum este momentul să tăiem gardul viu din, la statuie și în schimb toate străzile sunt găurite, atunci n-am făcut nimic. Bine, aici vreau să fiu bineînțeles și o spun de fiecare dată. Nu vreau să iau niciodată apărarea niciunui nimănui, hai ca să fiu mai succint. Doar că cred că postura mea și nu numai postura mea, cred că normal e să luăm lucrurile așa mai la rece și am să spun... Nu cred că au considerat ei că e mai important să scoată gardul viu. Cred că anumiți pași în ce, cred, subliniez, anumiți pași în ceea ce privește demersul și lucrările cu asfaltările au durat mai mult și între timp s-au apucat de treaba asta. Lucru care, dacă în tot planul lor, în proiectul lor, în viziunea lor, va arăta bine, știind că acolo vor și urma ceva lucrări la statuie. Da, dacă se reușește okay. să... Între timp, dacă se parcurg restul pașilor pentru asfaltarea străzilor, nu putem sta cu mâinile sunt până nu vedem că se asfaltează să nu mai facem nimic. Nici asta nu e... Momentan sau... Nu e varianta... Totul s-a oprit la desființarea gardului viu. Poate e o chestie bună, poate e o chestie rea. Nu pot să mă pronunț. Corect. Dar dacă ne oprim numai la desființarea gardului, respectiv, fără să reamenajăm această statuie,
Aici deja... ar fi o problemă. Aici ar fi o problemă. Și într-adevăr, noi în momentul de față trebuie doar să așteptăm și să vedem ce se întâmplă. Plus, că într-adevăr ar fi o problemă. Ar fi o problemă acolo... foarte mare. Plus, după părerea mea, repavarea tuturor aleilor din acel parc ar trebui făcută. Plus multe alte lucrări, nu numai în parcul respectiv. Mai sunt zone unde, spre exemplu, ar trebui amenajate în continuare, ceea ce s-a început acum 2 ani, cred, parcări în, lângă blocurile oamenilor. Da, problema parcărilor e o problemă generală pentru Rădăuț, că vorbim de centru, că vorbim de zonele de cartiere, Rădăuț e o problemă. Parcări. Da. Bine, nu că Rădăuțul ar fi singur oraș din România asta care are o problemă cu parcările. Doar că aici, într-un mod oarecum surprins, am înțeles de la cei ce dețin acum puterea și cuvântul, sunt ceva demersuri și se vor mări numărul parcărilor. Nu că se va rezolva situația. Se vor mări numărul parcărilor. Nu știu cum stau ei pe cartier. UPR-ul are o soluție pentru varianta, pentru problema asta? Ca și soluție vis-a-vis de numărul parcărilor ce se va mări. Vis-a-vis de strada Mihai Viteazu, intersecția cu calea Bucovinei. Am identificat acolo câteva zone unde parcă Mihai Viteazu, calea Bucovinei, mai exact, de la garajele. De la Doi Voievoz, nu? E zona de garaje, intersecția Mihai Viteazu cu alea Bucovinei, este strada aia cu garajele de la Hipodrom, cum sunt ele de altfel cunoscute în altă denumire. Așa. E, pe acea porțiune de drum, locuitorii din acea zonă au solicitat, în afara construirii unor noi, amenajării unor noi locuri de parcare, au semnalat o problemă mai importantă și anume închiderea acelei străzi din două sensuri, cum este ea în momentul de față, și transformarea în sens unic cu intrarea dinspre calea Bucovinei și sensul unic să fie până la creșă, intersecția cu Mihai Viteazu. Pentru că în acea zonă, în afara faptului că cei care doresc să își folosească garajele și să iasă cu mașini din garaje sau să intre, sunt îngreunați de faptul că se circulă cu o viteză destul de mare pe acolo, acea zonă este plină de copii care... Absolut normal. Alergă pe străzile respective, ori mașinile circulă cam cu mare viteză în acea zonă. Și dorința locuitorilor de acolo, cu care am discutat chiar astăzi, și amintim pe această cale celor care ne urmăresc că pot să intre în direct la această emisiune dacă doresc. Cu mare drag, toată lumea știe adresa noastră de Facebook, Tele9. Ori dorința locuitorilor vis-a-vis de necesități, că pe lângă locurile de parcare, care am zis că ar mai fi cum ar mai fi, dar transformarea străzii în sens unic. O altă problemă ridicată de locuitorii... Știți că sensurile unice sunt foarte bune pentru unii. Și se trezesc alții, aoleu, cât m-ai încurcat pe mine cu sensul unic și cât e, cum să zic, măcar o părere majoritară în zonă, adică hai să nu fie toți în același unison, că nu prea cred. 40 de deținători de garaje și-au manifestat dorința în sensul ăsta. Sună bine. La întâlnire n-au fost prezenți 40, dar au fost contactați telefonic. Inclusiv închiderea străzii sau un sens unic din fața creșei. Pentru că pe acea stradă se intră dinspre garaje și se iese pe partea aialaltă în Bogdan Vodă. Da, ca să poată ocoli. Mică, deci acolo. Să iese și se intră din ambele sensuri, ceea ce nu-i exact cum a spus de și... De asemenea, locuitorii din acea zonă au solicitat cel puțin montarea a 3 cocoașe, dintre alea, cred că te referi. Limitatoare de viteză, da. Limitatoare de viteză în acea porțiune pentru a
obliga într-o oarecare formă cei care circulă prin acea zonă să-și restricționeze viteza. De asemenea, tot în acea zonă, locuitorii au ridicat probleme vis-a-vis de societatea ACET, care a făcut lucrări la rețeaua de apă. În ce sens? O parte dintre locuitorii de acolo au tras apa la garaje. Ei, cei de la ACET au venit și au făcut modificări la rețeaua de apă și au scos apometrele în cămine în fața garajelor. Aceste lucrări, care vă dați seama că au fost făcute prin spărtură în carosabil, carosabilul nu a mai fost adus la situația anterioară. Pe mai toate modelele unde s-a intervenit pentru apă și canal. Și e de ceva vreme în această formă. O altă problemă, tot a locuitorilor de acolo, tot în legătură cu apa, este că unul dintre cei mai importanți hidranți de acolo se află aproximativ în mijlocul străzii și iarna, în caz de necesitate de incendiu și dacă e nevoie să umbli la el, nu prea îl găsești, că de obicei peste acel hidrant, fiind în stradă, se așterne o pătură de gheață. Și ar trebui ca acel hidrant, dacă ne urmăresc în momentele de față cei de la ACET, ar trebui să-l mute într-o zonă în care acesta să poată fi folosit. Nu vă faceți griji, chiar dacă ne urmăresc, nu-l mute. Tot din acea zonă am mai identificat suprafețe de teren care în momentul de față sunt oarecum lăsate în paragină de către primăria municipiului Rădăuț. Suprafețe de teren care ar putea fi transformate foarte simplu în spații de joacă pentru copii. De asemenea, spațiile verzi din acea zonă, pe lângă îngrijirea și întreținerea de care dau dovadă locatarii de acolo, ar trebui ca și serviciul de salubrizare să dea o mână de ajutor în sensul ăsta. Oamenii de asemenea mai au nemulțumiri vis-a-vis de faptul că de multe ori este necesară prezența mai deasă a celor de la serviciul de salubrizare pentru ridicarea gunoiului și și-ar mai dori locuitorii din acea zonă și tot vis-a-vis de gunoi ca furnizorul de servicii pe această materie, salubrizare, să mai schimbe din când în când acele ghene de gunoi cu altele mai noi. În rest, nemulțumirile celor de acolo sunt nemulțumiri, cred că ale tuturor rădăuțenilor, pleacă de la nelămuririle și nedumeririle pe care le au vis-a-vis de prețul la apă, care a ajuns la 7 lei pe metru cub, ceea ce spuneau cei din acea zonă și își aduceau aminte că au plătit la un moment dat și 1,2 lei sau 1,25 pe metru cub înainte de a fi preluate aceste servicii la Suceava. Probleme vis-a-vis din nou de asociațiile de proprietari care sunt generate aceste probleme tot din cauza apei și stând de vorbă cu oamenii, am înțeles că la un moment dat există posibilitatea unei duble taxări a apei încasate. De ce? Pentru că există diferențe între momentul în care persoana, beneficiarul, merge și declară la asociație consumul de apă rece și momentul în care cel de la ACET vine și constată cantitatea de apă rece livrată către întreg blocul. Ei, atunci, pentru perioada respectivă, apometrele merg în continuare, dar acea diferență de apometru o plătește locuitorul de la bloc de două ori. Odată, în momentul în care ACET-ul
facturează către asociația de proprietari. Și asociația de proprietari, chiar dacă persoana, locatarul vine și aduce 2 metri cub de apă, dacă asociația are 20 de metri cub de apă, pierderea o împarte în mod egal la toți locatarii. Număr, o împarte pe numărul de persoane, nu e pe numărul de persoane. Deci aici este o problemă extrem de delicată. Ei aveau până acum 40% pierderi, și asta nu o spun eu, a spus-o chiar reprezentantul acetului la Rădăuți, domnul Florea. Spunea așa, la Rădăuți sunt 40% din cantitatea de apă pierderi, pe care nu le valoare care nu se regăsește în prețul plătit de cetățeni. Și am zis, bine, eu sunt de acord cu dumneavoastră, no, e foarte bine, dar cum vă acoperiți pierderile? Că veniți cu bani de acasă, cum? Și a zis că garantat nu plătește cetățenii. Bine, mă, dar aveți alte profituri. Nu se poate atâta timp cât este facturată apa. Clar, e clar. Voie să vă spun o problemă mai gravă decât asta, problemă care de asemenea ar trebui să primească interesul și aplicarea administrației publice locale în rezolvarea ei. Cu titlul de exemplu, tot în acea zonă, Mihai Viteazu, intersecția cu calea Bucovinei, la un bloc cu 3 camere, baie și bucătărie, factura la agentul termic a venit la liber, a venit la suma de aproximativ 300 de lei pe lună, iar factura la un apartament cu 2 camere, din care o singură cameră este deschisă cu repartitor, factura a venit de 350 de lei. Ori, din punctul meu de vedere, este inadmisibil, că de posibil așa este, că știu blocul, știu persoanele. Deci este inadmisibil așa ceva, ca la o persoană care are o cameră pe care o folosește, baie și bucătărie, prin repartitoare să vină 350 de lei și la 3 camere care funcționează toate, baie și bucătărie, să vină 300 de lei factura. Ori această diferență și discrepanță de calcul vine de la aceeași asociație de proprietari. Și am constatat, domnule referitor Cătălin și stimați ăsta, rădăuțeni... Referitor la aspectul ăsta, am să vă spun ceea ce știu eu de la cetățeni. Și credeți-mă, nu exagerez cu nimic și nici nu spun. Suntem... Am auzit și oameni mulțumiți de repartitoare și sistemul ăsta de facturare, cum am auzit și oameni nemulțumiți. Personal, cunosc persoane care stăteau cu geamul deschis iarna și se plângeau de factura la căldură. Dar, în aceeași măsură, cunosc și oameni care... nu se plângeau deloc pentru că plăteau mai puțin. Oamenii deci e un pic se plângeau, dacă mă ascultați și dacă îmi permiteți. Așa... Oamenii ăia se plângeau de factura la căldură și că stăteau cu geamul deschis, deoarece nu aveau altă posibilitate de a închide căldura. Pentru că se furnizează căldură și acum, în momentul de față, se furnizează căldură la... Calorifere au un robinet. Nu vreau să... Nu e un caz general, asta e clar. Da. Probabil că sunt și persoane care suferă de problema care spuneți, persoanele... o ridicați dumneavoastră și sunt... Nu vă contrazic cu nimic. Doar că, spun, sunt și cazuri pe care le cunosc și e un pic, v-am zis, problema e așa, cu dus întors. Nu știu unde e dusul și unde e întorsul. Este un caz concret. S-a întâmplat în cadrul unei asociații de proprietari. V-am spus, blocul este la intersecția străzilor Mihai Viteazu cu calea Bucovinei, exact adresa e numărul 42. Cazul este concret, deci nu avem alte discuții. De acord, nu există discrepanțe între maniera în care asociația de proprietari facturează pentru unul într-un fel, pentru altul într-un fel. Din partea cealaltă de blocuri, dinspre creșă, dacă vreți, o altă situație, tot astăzi descrisă, la un apartament, din cele 20 de apartamente, dintr-o scară de bloc, un apartament nu transmitea datele corecte la apometri. Ei, vecinii
au plătit o lună, au plătit două, au plătit trei, după trei luni au intrat la persoana respectivă în casă și au spus, lasă-ne să vedem apometru. După ce au intrat și ei au avut, vă dați dumneavoastră seama cam ce fel de discuții au avut ceilalți vecini cu această unică persoană, după aceea persoana respectivă a declarat în mod aproximativ real. Aproximativ real, da. Dau bine. Și eu citat din ceea ce au spus cei care s-au plâns de acest lucru. Lucrurile astea nu mai țin de acet, ci țin de bunul simț al omului. Bine, aici se întâmplă clar, multe clar locuri. Că astfel de situații și astfel de cazuri se întâmplă mai prin toate cartierele. Absolut. Și totul e la bunul simț și bună. Și aceste probleme nu s-ar mai întâmpla dacă contractul de furnizare al apei ar fi încheiat direct cu beneficiarul și nu prin intermediul Asociației de Proprietari. Inclusiv despre subiectul ăsta, dar și pentru că, domnule Cătălin și stimați rădăuțeni, trebuie să luăm pauză. Pe timpul lui Ceaușescu se plătea luăm apa. Pauză și revenim în câteva momente. Rămâneți aproape, promit că păstrez formula și subiectele pe care le-am propus astăzi. Între timp, așteptăm și părerile dumneavoastră și alte întrebări dacă aveți de adresat invitațiilor mei. Până atunci, o scurtă pauză. Mulțumesc! Bună seara, din nou am revenit, suntem din nou legătură directă cu dumneavoastră de aici din platoul Tele9, de la Stop Cadru și după cum spuneam, așteptăm mesajele dumneavoastră pentru invitații mei din această seară și am să repet, am să spun domnul Andronache, domnul Mateiciuc, domnul Negruț, reprezentanți ai UPR-ului, Uniunea pentru Rădăuț, ca să, pentru cine nu a înțeles care e treaba cu UPR-ul ăsta și dacă în prima parte am discutat despre ceea ce s-a concluzionat dintr-o discuție cu locuitorii din zona Hipodrom, aș vrea să merg pe ideea asta mai departe. Au fost și alte zone în care ați stat de vorbă cu cetățenii, cu locuitorii? Sigur că da. Pe Obor, în zona Hurmuzache, diferă în zona Călăraș. Mult problemele de la un cartier la altul? Păi vă dați seama că diferă. De exemplu, dar există peste tot bine, un numitor comun. E probabil, sunt câteva puncte care se regăsesc mai peste tot doar și apoi particularități. Particularitățile, că unii sunt cu trotuarele și stau, n-au trotuare, dar au locuri de parcare. Alții au trotuare, dar n-au locuri de parcare. Dar problema generală peste tot, în toate zonele, este generată de asociațiile de proprietari, acetul și serviciile comunale, respectiv agentul termic. Și aici vorbim doar special de locuitorii de la blocuri. Spuneți-mi tot câteva particularități, zone. Dacă mi-ați spus despre Hipodrom, era acolo un hidrant, mai sunt zone unde se circulă prea repede și sunt zone în care se joacă cei mici. Alte particularități pentru, spuneți-mi, pentru Hipodrom, pentru Obor, de exemplu. Pentru zona Obor. Păi la zona Obor avem o chestiune care a fost ridicată vis-a-vis de trotuarul care duce de la fabrica de confecții, tricotaje, până la linia ferată, legătura cu orașul la spălătorie. Acolo trotuarul are anumite porțiuni în care nu că lipsește este cu impracticabil. Lipsește cu desăvârșire. Lipsește cu desăvârșire. Tot în zona Obor, oamenii s-au plâns de intervenția celor de la salubrizare în interiorul
zonei de blocuri. Dacă prin față trece mașina și mai mătură din când în când și mai ales atunci când nu este nevoie când plouă afară, asta așa ca o glumă, în interior echipele de la salubrizare ajung mai greu și toți oamenii au comunicat că ei plătesc salubrizarea către asociația de proprietari. Tot în acele zone oamenii sunt nemulțumiți, dacă putem să-i spunem așa, de situația generată de lăsarea de izbejiște a școlii numărul 6 de acolo din zonă, de faptul că nu prea este amenajat locul de joacă pentru copii și că autoritățile își aduc aminte de ei doar în an electoral și după 4 ani liniște, nu mai caută nimeni și nu mai întreabă nimeni. Tot acolo în zonă oamenii s-au interesat dacă există posibilitatea ca programul de anvelopare a blocurilor să continue și le-am adus la cunoștință că anul acesta există măsură pe fonduri europene pentru anvelopare blocuri cu participație între 0 și 5% a locuitorilor la aceste blocuri, adică este un proiect european pe care e o variantă mult mai bună pe care ar trebui pe care ar trebui să-l acceseze primăria municipiului Rădăuț. Dacă și nu vă ascund că avem, înainte 2 săptămâni de când lucrăm la acest proiect. Domnul Dan Vatră, colegul nostru, este persoana care se ocupă de proiectul acesta, s-a întors astăzi de la Iași, unde a discutat cu firma de consultanță pe proiecte europene. Și vă dați seama că acest proiect, în momentul în care s-ar întâmpla să se confirme sondajul de opinie care s-a încheiat, ar fi pe prima ordine de zi a ședinței ordinare a viitorului Consiliu Local. Am înțeles. Așa, în linii mari, ați prezentat situația cartierului Obor. Le luăm pe rând sau... În zona Hurmuzachi, dacă vreți să începem cu zona Hurmuzachi, acolo oamenii își doresc mai multe locuri de parcare, dar inclusiv eu le-am explicat că nu prea avem de unde scoate mai multe locuri de parcare în momentul de față. Există anumite variante, dar ar trebui să luăm din spațiul verde. Ei, ajungând la spațiul verde din nou, aici aceeași chestiune. Aici e o problemă, una la una, că nu-i putem priva de zonele verzi, ținând cont și de, pentru copii, plus vine nici mediu. Comunitatea europeană nu ne dă voie. Vine să... mediu peste noi și ați văzut, e suficient să... Din nou, aceeași chestiune, curățenia... Limitez spațiul zonei... cu câțiva metri și deja e o problemă. E și absolut. Oamenii chiar întrebau dacă în zona Hurmuzachi, spre școala generală numărul 5, chiar acolo s-a întâmplat la o întâlnire cu locuitorii, dacă mai avem serviciu de salubrizare și serviciu spații verzi la Rădăuț. Adică interesul nostru este ca prin aceste întâlniri pe care le avem cu rădăuțenii să acoperim toată gama de probleme, să cunoaștem toate nemulțumirile în așa manieră încât într-un tip extrem de scurt, de la momentul în care ajungem în poziția necesară, să putem să ne apucăm de rezolvarea lor. Pentru mine personal, bănuiesc că și pentru colegii mei, a fost o bucurie faptul că toate aceste probleme pot fi rezolvate de către administrația publică locală prin mici modificări sau implementări de programe interne. Adică lumea trebuie să fie un pic mai conștiincioasă. Acum, legat de problema asta generală cu spațiile verzi, curățenia dintre blocuri, nu vreau să fiu rătăcios. Dar așa cum fiecare proprietar
de la casă este oarecum obligat prin lege, mă, în fața porții, strângeți și tu părți. Este obligat prin lege să-și dezăpezească, să-și facă curat. Și să întrețină. Absolut. Ei, la bloc există cam aceeași lege. Nu prea am văzut să se întâmple, deși ar fi mult mai simplu, că sunt mai mulți proprietari responsabili de o suprafață limitată. Și atunci nu mai spunem că... Din punctul meu de vedere, domnule Cătălin, rolul administrației publice locale, sau unul dintre rolurile administrației publice locale, este acela de a sensibiliza aceste zone de blocuri și de a stimula spiritul de inițiativă și de ecologizare. Dar vedeți dumneavoastră, ca să-i ceri unui locuitor din acea zonă să păstreze curățenia, prin definiție, avem nevoie întâi de curățenie. Ca să-i ceri unui locuitor din acea zonă să păstreze spațiul verde, întâi tu, ca autoritate publică locală sau ca administrație publică locală, trebuie să îl predai acel spațiu verde. Și atunci, chestiunea e, vorba dumneavoastră, e cu dus și întors. Dar nu putem. Dacă e principiu că mai era o vorbă românească, de-a dreptul, omul sfințește locul. Evident. Dar nu putem să maximizăm câteodată ne rolul și așteptăm, ca și locuitorilor și să minimizăm rolul primăriei. Din punctul meu de vedere, trebuie să existe o conlucrare între aceste două zone, dar, așa cum am spus, întâi trebuie să-i dai omului ceva ca să-i poți cere să păstreze. Perfect, de acord. Aș continua pe, să le luăm pe cartiere. Nu aș vrea să se simtă vreo parte din telespectatorii noștri. Păi ne-a mai rămas zona Călăraș-Volovățului și Piața mai Unirii. Piața Unirii, centru, mai. Și mai, da, da. Mergem și pe Toloaca și unul, da. Zone de blocuri, mi-a zis. A, doar rămânem pe zone de blocuri. M-ați întrebat de zone de blocuri, dacă okay, vreți să spun. Ok, ok, rămânem pe zone de blocuri. Vă spun eu, problemele sunt la toată lumea și în toate zonele, inclusiv Aleea Primăverii, Călărașului, 1 Mai, Piața Unirii. Marea problemă a tuturor, n-am găsit pe nimeni care să spună ceva laudativ la adresa vreunei asociații de proprietari. Acum, și să nu ne înțeleagă dacă greșit... Dacă stăm bine și ne gândim și cât freamăt și cât zbucium a fost conființarea asociațiilor de proprietari. Ori, în calitate de... Dacă erau scoși, adunați așa cu arcanul, haideți, domnule, să ne întrunim ori, și să în calitate de avocat, domnule Cătălin, le-am explicat tuturor celor care au ridicat această problemă și, repet, n-a fost unul care să spună ceva de bine de asociațiile de proprietari, poate cei care aveau ceva de zis de bine au stat în casă. Le-am explicat oamenilor că, juridic vorbind, că așa cum s-au înființat aceste asociații de proprietari, tot așa se pot și desființa. Nu trebuie altceva decât să se întrunească jumătate plus unu din numărul membrilor care formează această asociație. Bine, acum știți că trebuie să fim și realiști. Sunt și lucruri care se rezolvă sau își găsesc cale de rezolvare prin asociațiile de proprietari. Mi-ar place mie să le luăm în considerare păi, și... Vedeți dumneavoastră, aici a fost marele ajutor, dacă vreți să-i spunem așa, pe care l-am putut oferi asociațiilor de proprietari fără ca ele să-și dea seama. Programul ăsta, proiectul ăsta european care vine acum cu anveloparea blocurilor și cu finanțare integrală sau finanțare parțială se face prin asociații de proprietari. Mult mai ușor. Contract cu asociații. Plus întreținerea spațiilor comune, vorbim de acum, casa scării, vorbim de... E o problemă, pentru că știm bine când sunt, ei, când își vede fiecare de pătrățica lui, casa scării arată cum arată, sunt și lucruri care își găsesc rezolvarea în forma asta. Trebuie să fim realiști. Din discuțiile pe care le-am avut cu rădăuțenii, le-am explicat faptul că controlul efectiv
asupra celor care conduc aceste asociații de proprietari e problema majoră pe care o au ei. Și că dacă primăria municipiului Rădăuț, în calitate de conducător al orașului și implicit al tuturor celor care formează aceste asociații de proprietari, ar înființa acest departament separat care să poliția supravegheze și să controleze, să efectueze auditul asupra acestor asociații de proprietari. Nu știu în ce măsură atunci poate există această prerogativă, există această prerogativă legală și există bază legală în acest sens. De exemplu, la Suceava există înființat acest departament în cadrul primăriei. Dacă nu mă înșel, este condus chiar de către domnul viceprimar Harșovski. Acolo s-ar putea să fie probleme mai puține, pentru că n-am citit nici în presă și nici n-am ascultat în emisiunile televizate de acolo atât de multe probleme cât sunt ele semnalate de aici, de la noi, de la Rădăuț. Deci dacă s-ar înființa acest... Ne auzim noi de astea mai des, că ne interesează mai tare, dar credeți-mă că sunt și acolo. Dacă s-ar înființa acest departament de control, un corp de control pentru asociațiile de proprietari, s-ar putea ca multe dintre solicitările, neajunsurile sau nelămuririle cetățenilor care fac parte din aceste asociații să se rezolve fie pe cale amiabilă, fie că pe cale juridică. Adică, dacă tu în calitate de organ de control, și aici domnul economist ar putea să-mi confirme sau să infirme, în calitate de organ de control sesizezi nereguli, apoi ce faci? Sesizezi forurile autorizate ale statului în materia respectivă. În general, e vorba de materie penală. Că, da... La nivelul asociațiilor sunt într-adevăr probleme. La nivelul primăriei Rădăuț nu știu să fie cineva acreditat pe audit asociații de proprietari. Este un cost și pentru auditarea asociațiilor de proprietari. Da, cred că este totuși cineva la nivelul primăriei Rădăuț care are dreptul să-i îndrume pe toți cei președinții și administratorii. Dar știm că tot timpul au fost probleme în asociațiile de proprietari. Mai tot timpul mai s-a cerut timpul intervenția vreunui for superior să facă ordine. Sau probleme în asociații au fost peste tot. Nu sunt numai la Rădăuț. La Rădăuț sunt probleme, sunt probleme noi, pentru că asociațiile sunt... Ne interesează pe noi și le ascultăm, da, pe cele de aici, dar peste tot sunt probleme. Și... Încă la Rădăuț, mulțumim domnului, nu a fugit nimeni cu banii, cum au fugit în alte orașe. Deci au fost și probleme cu banii și la Rădăuț. Au fost și probleme cu banii, fost, dar... Poate da, altfel de probleme, n-au fost probleme să dispară banii oamenilor din... Da, da, corect. S-au împrumutat, da? Da. S-au împrumutat, da. Probleme sunt cu acele repartizări, într-adevăr, pentru apa caldă, pentru apa rece, pentru căldură. Știți foarte bine că plătim o dată apa caldă, după asta plătim o dată apa caldă, apa rece, după asta plătim apa rece încălzită. E o chestie aici, la Rădăuț e un caz mai... Dar sunt convins că nu... Așa îmi place mie să cred eu, ăla care tot zic că trebuie să găsim câte un lucru bun în toate. Nu cred că nimic... de acolo să fie făcut așa cu rea intenție sau cu... Probabil au fost variantele de moment. Nu vreau să comentez altfel. Am expus așa în linii mari cam care ar fi problemele rădăuțenilor pe cartiere, plus minus, că nu am reușit noi să le luăm chiar în amănunt și pe am toate. Am vorbit numai despre blocuri. Numai despre blocuri. Să subliniem acest corect, lucru. Corect, corect. Dacă ar fi să luăm și zonele de case, acolo... Zonele de case, ce să zicem, că zonele de case sunt la țară, sunt pe drumuri de țară. Așa zonele de case, oamenii... Pe cine stă la casă nu vrea să simtă cât mai aproape de natură, uite, avem drumuri pe țară. Cel puțin pe toloacă de jos. Sunt anumite zone care nu sunt racordate încă la apa potabilă. În alte zone care sunt racordate la
apă potabilă, această apă potabilă nu știm ce fel de racord are, dar curge mai mult nămol pe geavă în loc de apă potabilă. Cazurile sunt concrete, ne-au fost semnalate acum două săptămâni. Cum aș putea să cred când domnul Florian Maică se jura aici cu mâna pe inimă că nu da, e ține degetele așa. Da, bine, nu m-am uitat decât la o mână. Vă dau exemplul concret al familiei Damian din acea zonă unde apa curge, în loc de apă curge nămol. Și de altfel toate casele din acea zonă sunt în aceeași situație. Da, are sens trist. Să vorbim acolo vorbim despre drumuri, de 2016, despre șanțuri, despre canalizare, despre bine, gaz, acum, despre în ceea ce privește șanțuri, putem vorbi canalizare, de cât drumuri, trebuie să... Impozit, nu e o problemă a locuitorii de acolo care au celor care ocupă acum scaunul din primărie. E o problemă care vine peste noi din urmă, de mulți ani, probleme rămase nerezolvate și tot adunate. Fiecare care a trecut pe scaunul respectiv a avut aportul lui de a lăsa ceva în urmă la un moment dat. Bine, acum nu mai punem care și cât a stat. Sunt lucruri care se pot rezolva, uite așa, și altele care nu. Dacă există voință, se pot realiza. Nu se poate realiza nimic într-un an de zile. Vorbind aici... Foarte vizibil sau... Da, vorbind aici de repararea drumurilor. Nu putem rezolva într-un an de zile tot orașul. Dar absolut. Arterele principale, intrarea dinspre Suceava, intrarea dinspre Dornești, ieșirile până în centru se pot rezolva. Deci se pot rezolva, fără doar și poate. Avem cu toții, bănesc, aceeași curiozitate. S-a discutat că până în vară vom avea centru și intrările. Sunt și eu curios dacă se întâmplă, ar fi extraordinar. Să dea Dumnezeu așa. La urma urmei, cred că interesul nostru e nu să... punem în discuție, băi, sper să nu se facă, ca nu, să facă cine știe cine nu, va absolut. Veni acolo, interesul rădăuțenilor este să se facă. Cine? Până în iunie știm de la cine sperăm, din iunie încolo de la cel mai bun. Pe segmentul ăsta, ca să nu existe niciun fel de dubii că ar trebui să se facă, la data de 31 martie, când eu eram cel care avea pixul în mână, viceprimar cu atribuții de primar, suma de bani alocată era de 900 și ceva de mii de euro. Ori cu aproape 1 milion de euro se pot face 10 kilometri liniar de drum. De drum foarte bun. Ori această de foarte sumă bun, de bani de drum foarte bun. Foarte bun. Deci din nu anul 2015, luna martie sau aprilie, cum vreți, a fost bugetat. Acest buget există, adică bine, conducerea din momentul de față și cu cei care se ocupă de acest drumurile, într-adevăr, e, așa cum spunea domnul inginer mai devreme, pe lista de priorități. Că e clar, e nevoie. Alte priorități. Discutăm, la modul general. Să discutăm puțin despre bugetul pe 2016 care s-a votat și care are la investiții prins vreo 5,6 milioane de lei, 1.270.000 de euro pentru asfaltat. Discutând despre transparență, în planul de buget este trecut niște nume de străzi, fără distanțe, fără nimic. Transparent ar fi fost să spună 10 km, 20, 30 de km anul ăsta. Tocmai despre ce spuneați de ce se va asfalta anul acesta. Problema este că la o asemenea sumă, la o asemenea lucrare, în mod normal, se va selecta un executant în SEAP, ce înseamnă asta, sistem electronic. Da. De licitație publică. Cred că cei mai mulți dintre telespectatori știu deja că s-a discutat foarte mult despre... Am ascultat la un contracandidat al nostru care a spus să dea Dumnezeu să nu reclame nimeni, să nu facă reclamații la modul în care se va face și poate anul acesta se va face ceva. Și atunci, ce așteptăm anul acesta? Să măcar să acopere găurile din asfalt, că ne stricăm mașinile, ne le facem praf. Și ale noastre, și ale firmelor, și toate.
găurile să le, să le acopere cu asfalt, nu cu pavele. Ei, păi stați un pic, acum nu știu de ce puneți dumneavoastră problema așa, că dacă e să o luăm, toată lumea se plânge de drumuri și vrea spune că viitorul sunt pavele. Păi noi, uite așa, mai o groapă, mai o groapă și vom avea drumuri pavate. Nu e un viitor. Da, poate ar fi mai bun. E o variantă, nu? Anumite zone se pot înlocui mult mai ușor. Vedeți? Acest bine, acum râde glumim, da. Dar e dureros. În fiecare an s-au pus bani deoparte în buget pentru a repara străzi. Mai puțin anul 2014-2015, pentru că a intervenit această mare, mega lucrare cu schimbarea și înlocuirea rețelei de apă și canalizare. Nu știu cine a rămas să-l facă la loc drumul așa cum era. Eu stau la casă, pe strada mea era un asfalt ireproșabil. Și trotuare, acum este jale. Și pe toate străzile care sunt paralele cu a noastră, străzile din centru, străzile de maximă importanță. Peste tot unde s-a lucrat. Există aceeași problemă și, nu știu, eu spuneam la un moment dat, știm că în mult discutatul contract cu Pfeiffer, cei care au făcut lucrarea, spuneau la un moment dat, în contract apărea acolo, era stipulat, că trebuie să readucă corect, așa acel carosabil la starea inițială. Da. Ei, nu știu cum au văzut ei starea inițială, dar... Poate era mai rea starea inițială. Eu am spus la un moment dat, dacă toți rădăuțenii și-ar lua planetara, bucșa, nu mai știu ce mai au, o geantă îndoită și le-ar pune frumos în sacoșe, le-ar duce în fața acetului sau a firmei respective, dom'le, astea sunt pagubele, așteptăm despăgubiri. Cred că... Da, s-a profitat, ar fi interesant. S-a profitat de situația administrației locale pe anul 2014 din toamnă și tot anul 2015 aproape, care a dus la ceea ce se vede în oraș. Pentru că aici se putea executa un control foarte strict al locurilor unde se face lucrarea, modul în care se pune... Acolo a fost o problemă majoră de gestionare a lucrărilor, exact. Și de supraveghere, clar. Și un subiect pe care l-am tot dezbătut noi și s-ar părea că au reușit ei să se fofileze, să-și termine lucrările. Acum sunt curios ce se va întâmpla cu suma rămasă drept garanție, despre care se spunea că se va reține dacă nu își vor îndeplini toate obligațiile, dar discutabil. În următoarea parte a emisiunii, pentru că acum trebuie să luăm pauză, vom discuta și pe subiectul ăsta, probabil, dar și altele, bineînțeles, și despre alte priorități ale rădăuțenilor și despre un sondaj pe care chiar UPR-ul și l-a comandat și vom intra un pic în amănunte. Dumneavoastră trebuie doar să rămâneți aproape. După pauză ne vedem. Așteptăm mesajele dumneavoastră. Pauză, cum am spus, mulțumesc! Seara din nou, am revenit, suntem pe ultima 100 de metri la stop cadru, mai avem doar 25 de minute la dispoziție, timp în care încercăm să stoarcem de-a dreptul tot ce putem de la invitați și am rămas cu discuția înainte de pauză, vorbeam noi despre priorități pentru Rădăuți. Aș vrea să continuăm lista și să o parcurgem cât mai repede posibil, că mai avem subiecte pe care trebuie să le tratăm și nu aș vrea să ne rămână prea multe nespuse în seara asta. Am discutat despre drumuri, am discutat despre situația lor. A doua problemă pe lista de priorități pe care am descoperit-o în discuțiile cu cetățenii este lipsa locurilor de muncă, care este cronică la Rădăuți. Sau traversând și această criză economică din ultimii ani, dar și faptul că foarte multă lume a plecat, foarte multă lume tânără a plecat în afară ca să lucreze, tocmai datorită faptului că nu există ofertă de locuri de muncă în Rădăuți. Noi am
Care ar fi varianta pe care am început să discutăm, pentru că resurse sunt la nivelul orașului, atât prin, cum susțin și alți contracandidați, prin a acorda anumite facilități legale unor firme nou înființate sau firme care deja funcționează, pentru a-și lărgi baza de activitate și a reuși să angajeze un număr sporit de muncitor, de salariați. O altă direcție ar fi ca prin acea societate de servicii locale să lărgim baza de activități în așa fel încât să înființăm prin Consiliul de Administrație a acestei societăți, să înființăm și alte direcții de activitate care ar putea să primească lucrători angajați și să facă exact ceea ce ne așteptam, respectiv să crească numărul de salariați și de locuri de muncă în Rădăuț. Și aici ne-am referit în emisiunile trecute și în alte ocazii la faptul că există posibilitatea de a înființa o seră pe terenul primăriei și care să producă legume pentru consumul orășenesc. Ori pentru aceasta ar însemna că trebuie să existe salariați care să lucreze acolo, nu? După aceea se poate rezolva această problemă a locurilor de muncă și prin alte direcții. În sensul că activitatea de la servicii comunale, care actualmente este numai de salubritate și agent termic și apă caldă, poate fi îmbogățită cu alte activități care să ducă la apariția de noi locuri de muncă. Am discutat despre acea bază de agrement care se poate Baza de agrement care am înțeles eu că era văzută și ca o mare oportunitate pentru a atrage bani în oraș. Și nu odată am auzit tot felul de comparații făcute cu humorul care o duce foarte bine pe baza turiștilor ce vin acolo. Dacă e să luăm lucrurile așa, visele noastre se cam spulberă. E bine, e foarte necesară și utilă o bază de agrement, subliniez, e foarte necesară și utilă o bază de agrement în Rădăuț, pentru rădăuțeni în primul rând și pentru zonele limitrofe. Cât despre turismul despre care se vorbea la un moment dat, deja am pun un mare semn de întrebare. Dacă ne uităm, Suceava a demarat deja lucrări pentru baze de agrement, Tătăraș, Fălticeniu a demarat lucrări pentru baze de agrement, Rădăuțul discută despre baze de agrement, până la urmă vom avea atâtea baze de agrement că nu vom mai avea turiști. Trebuie să specificăm că această chestiune nu poate fi tratată ca o promisiune electorală imediat după 5 iunie. Bine. Toate lucrurile acestea se vor rezolva în timp. Și toate sunt, cum să vă spun, sunt legate una de alta. O infrastructură bine pusă la punct, spații de cazare bine puse la punct, ofertă de locuri de agrement și chiar atragerea de firme de turism care să facă niște trasee în care se includă și municipiul ar fi benefice, dar asta este o activitate care trebuie să întindă pe câțiva ani buni. Poate pe două legislaturi, nu pe una. Absolut. După aceea se poate discuta cu alte administrații din zona de munte, cum ar fi partea de Falcău, Brodina, locuri în care sunt bine puse la punct și în evidență și din punct de vedere turistic și ei suferă și de lipsă de hoteluri și lipsă de cazare, dar care împreună cu noi ar putea face ceva frumos pentru zona noastră a Bucovinei. Inclusiv recent discutată redeschiderea căii ferate, unde, exact. Sincer, la un moment dat mi-am pus întrebarea de ce nu s-ar aduce, o locomotivă, luăm pe modelul Mocănița de la Moldovița, doar că acolo trebuie aduse ceva, îmbunătățiri. Eu personal aș fi văzut toată povestea asta cu vagoanele respective dotate cu posibilitatea de a servi un ceai cald, o cafea, stă omul acolo, își ia micul dejun, își ia un sandwich, să fie posibil să-și achiziționeze el de acolo un sandwich, un
ghid turistic, un bun povestitor care asta e valabil, vinde până la urmă o poveste frumoasă. Și cât timp se plimbă de la o localitate în alta, turistul se îmbogățește cu ceva. Pe relația Dornești-Putna, ținând cont că cealaltă relație, gura Putnei, nisipitul este deja dezafectată. Deja o problemă iremediabilă. Pentru moment, cel puțin, nu văd. Acea relație de drum era foarte frumos de pus în valoare. Bine, că și către Putna, în continuare, e nevoie de calea ferată pentru turism. Și pentru Putna, dar într-adevăr Falcău până Brodina, chiar nisipitul unde mergea, era capătul de linie, avea alt farmec. Era altceva. Era altceva. Și deja cu mare părere munte. de rău că ruta respectivă nu mai e. Dar nu vreau să ne lungim, că trece timpul. Priorități. Sau aș spune eu așa, haideți să vedem cum credeți că ar trebui îmbunătățită activitatea în corpul administrativ? Vorbim de primăria Rădăuți. Care ar fi schimbările, ce ar aduce un plus Rădăuțului? Deci fără să supăr pe nimeni, din discuțiile cu cetățenii au... Eu cred că ceea ce discutăm ar trebui să fie constructiv, nici de cum supărător pentru unii sau alții. A rezultat impresia noastră că la primărie și în corpul administrativ funcționalesc, există niște împiedicări în ce privește accesul cetățenilor la serviciile pe care trebuie să le asigure funcționare de acolo. Există o problemă de comunicare, există probleme de programare a cererilor cetățenilor și nu tot... În primul rând este o problemă cu angajatul, cu bugetarul în general, că îl vedem acolo la ghișeu, angajatul public ți se acrește, efectiv îți trece de toate. Lucrurile acestea trebuie rezolvate. Fie și prin metode clare de punere la dispoziția celor funcționari a unor dotări moderne de lucru cu cetățeanul, dar și de lucrat puțin și la modul în care se prezintă funcționarul în fața cetățeanului care vine. Adică dacă se prezintă așa, nu e bine sau ce vreți să sugerați? Problema este că nu are de ce să se prezinte așa, pentru că el este angajat acolo ca să presteze servicii foarte clare și dacă este la ghișeu cu publicul, e clar că trebuie să aibă în sarcină clară să rezolve problema. Asta e clar pentru dumneavoastră care mergeți la ghișeu, să știți că pentru ei și după mimica pe care, cu există, care ne întâmpină, nu știu dacă e la să declară situația. Da. Acolo să-și dea seama că trebuie da, să... Da, într-adevăr. Și am înțeles că mai peste tot în țară și sunt ceva legi date în sensul ăsta, chiar primăriile au început să facă pași în direcția bună. Am văzut tot felul de discuții, se pregătesc tot felul de programe de... Da, este vorba de programele. Vedeți dumneavoastră și plata la online a impozitelor și celelalte chestiuni. A, bine, vorbim, dacă e să vorbim, da, și de partea de programe ca soft, dar sunt și programe pentru angajați, unde se meargă, să se re... erau alea programe de reeducare, recalificare, da. Nu, eu nu cred că lucrurile acestea nu se pot pune la punct. Cu siguranță se pot pune la punct. Noi nu venim din altă lume în care nu am mai văzut ce se întâmplă în împrejurul nostru. Acum nu toți angajații primăriei sunt... Bine, nu. Nu discutăm. Noi discutăm despre cei care... Da. Cei care intră cel mai des în relația cu publicul. Și nici aceia nu sunt toți. Nici aceia nu sunt toți. Sunt care știu să-și rezolve problemele, atât de servici cât și cele personale acasă, fără să ne întâmpine încruntați sau știu. Sunt anumite compartimente care când mergi și depui dosarul, ori nu e acolo, ori vină mai târziu, ori vină mâine. Sau așteaptă că vorbesc la telefon. Da, puiule, papă, vezi că ai mâncărica și da, și da. Stai în fața ghișeului, îți vine să... Bun, e un subiect pe care l-am înțeles. Spuneați dumneavoastră că sunt și în primărie lucruri importante de făcut, importante pentru noi, cetățenii care intrăm acolo.
Vă auzeam undeva la, la un moment dat spunând ceva despre transparență, despre modul în care se execută anumite lucrări. Vedeți, dumneavoastră, guvernul actual a promis cetățenilor că pot accesa pe anumite site-uri și să vadă ceea ce cheltuiește o primărie. Deci eu, cetățean din Rădăuț, intru pe site-ul respectiv și văd ce și-a propus, ce a cheltuit, pe ce a dat bani primăria. Sau, mă rog, executantul bugetar. Problema este că depinde ceea ce pune la dispoziție primăria. 1. 2. De ce nu ar pune la dispoziție cetățenilor el, primarul și cu Consiliul Local, din proprie inițiativă? De ce n-ar pune la dispoziție planurile, proiectele? De ce n-ar pune la dispoziție ce oferte au la o anumită lucrare? Păi, acum am înțeles că, și dacă ați văzut și dumneavoastră, ultimele lucrări a fost invitată presa când s-a deschis. Când s-au deschis ofertele, chiar se face o platformă, o pagină undeva. Unde vreți să fiu riguros în această chestiune? Că am urmărit exact filmulețul respectiv. Vă rog. În primul rând, licitațiile sau ofertele acestea amplit se fac în baza unui caiet de sarcini. Și n-am înțeles de ce în caietul ăla de sarcini nu li s-a trasat societăților potențiale sau, mă rog, ofertante să treacă prețul lucrării numai în lei, cu TVA sau fără TVA, deci toate la fel. Unul a venit în euro, altul cu TVA, altul fără TVA. Și după ce s-au deschis toate ofertele, a rămas să-i întrebe pe ăla care n-a scris TVA, că nu a scris cu sau fără. A lăsat sumă. Da, acum am văzut. Și atunci câștigătorul cine este? Acum am văzut niște tabele destul de interesante, cum fiecare candidat, la urma urmei, da, pentru o lucrare, fiecare ofertant, să își trece acolo toate datele, păi, preț unitar, cu TVA, fără TVA, preț total, preț, bă, deci, am văzut acum tot felul de... Citind oferta... Trebuie să reiasă foarte clar și repede. Exact. Pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție și încercăm să le acoperim pe toate. Aș vrea să vorbim în minutele care ne-au rămas și despre sondajul de opinie pe care UPR-ul l-a comandat, un sondaj de opinie, aș spune, interesant. Interesant. Și în aceeași măsură găsim aici rubrici, ca să nu spun candidați, care ne surprind prin procente. Unii ne surprind la categoria plus, alții la categoria minus. Aveți aici o listă cu 11 candidați, cred eu, nu cred că greșesc, nu? 3, 6, da, 11 candidați plus încă un articol cu cei nehotărâți. Și trebuie să specificăm, sondajul a fost, am spus mai devreme, comandat de UPR. Da, este corect, noi am comandat acest sondaj. Sondajul am văzut a fost făcut pe 848 de respondenți. A fost efectuat în 12 zone ale Rădăuțului. În două zile... 12 zone ale Rădăuțului, stau să mă gândesc că a fost luat foarte în amănunt, că Rădăuțul nu e chiar atât de mare, să spunem. 12 zone înseamnă că au fost punctate mai toate colțișoarele din oraș. Există 5 zone specifice de case. Sondajul a fost efectuat în două zile consecutive. Probabil că cei care ne urmăresc acum la televizor s-au întâlnit. Mulți dintre ei probabil pe că s-au întâlnit sau pe cu... străzi sau le-au bătut la ușă una din cele 12 echipe de sondare. Așa cum am spus, două zile consecutive. În toate cele trei perioade ale zilei, pe toate categoriile de votanți. Și rezultatul este așa cum îl vedeți și rezultatul dumneavoastră. Pentru noi este mai devreme surprinzător. Pentru noi este o oarecare confirmare
a sondajului care a fost făcut cu ceva vreme în urmă de către PNL. Este drept, am asimilat o oarecare creștere de atunci până acum, pentru că am primit înființarea partidului, a fost legiferată de către... Considerați că ăsta e unul dintre avantajele care a sporit diferența, procentul? Diferența din sondajul PNL-ului și cel prezent, după cum constatați dumneavoastră, e de aproximativ 2,5%. Nu e mai mare diferența față de sondajul, de cota pe care o avea cel puțin subsemnatul în sondajul PNL-ului. Dacă e să... Ceea ce am așa ca să nu dăm, să nu dăm pe... date, că nu vrem să lezăm pe nimeni. Nu, nu, nu voi spune decât atât. Din toată povestea asta și din sondajul pe care îl am în față, Traian Andronache e pe prima poziție. Da, și cine nu... sună cine așa, consideră, sună cine consideră de că viitor, nu este așa? Cumva, sună de succes. Chiar invităm să facă un sondaj de opinie și să constate același lucru, atâta timp cât n-avem nimic de ascuns și ne-am bucurat, așa cum am zis, de un număr mare de respondenți din toate zonele, inclusiv zona de Toloacă, acolo cumva a fost oarecare bucurie. Aveați emoții acolo? Aveam acolo am avut cea mai mare bucurie, pentru că era un anumit candidat care se bătea cu pumnul în piept că el stăpânește Toloacă. Am constatat că nu este așa. Ceea ce mă nemulțumește și sunt oarecum dezamăgit de numărul foarte mare de nehotărâți. De nehotărâți. Aici era. Chiar dacă paleta candidaților este extrem de largă, numărul celor nehotărâți este extraordinar de mare. Dacă numărul celor nehotărâți este într-un procent de 23,4% parcă la în ceea ce privește candidatul de primar, vă spun că numărul nehotărâților este de 30% în ceea ce privește viitoarea alegere pentru Consiliul Local pe partide. Sper că această lege care alte a trecut... Debusolarea e mult mai mare. Sper că această lege care a trecut tacit să imprime un număr mai mare de votanți către secțiile de votare, adică obligativitatea exprimării votului. Care pentru ar fi că... mesajul dumneavoastră pentru a îi convinge pe rădăuțeni că e nevoie și... pe data de 5 iunie se cere prezența lor la vot. Arătați că vă pasă. Arătați că aveți ceva de spus vis-a-vis de tot ceea ce s-a întâmplat în rădăuțul ăsta nostru de atâta amar de vreme încoace. Acum este momentul în care rădăuțenii pot să taxeze sau să voteze prin vot pozitiv afinitățile lor sau nemulțumirile lor raportat la taxare. Dar soluția de a nu participa la vot nu este o soluție oportună pentru niciuna dintre formațiunile politice sau pentru niciunul dintre candidați. Nu știu cum să îi fac pe toți cei care ne urmăresc să înțeleagă că este extrem de important să participe la vot. Domnule Mateiciu, care e mesajul dumneavoastră? Cum credeți că îi putem convinge pe rădăuțeni să meargă pe 5 iunie la secțiile de votare și să își exercite la urma urmei dreptul de a... Deci vina pe care o avem noi cetățenii rădăuțeni, este că nu mergem la vot și nu ne exprimăm. Asta este vina. Nu putem arunca vina pe conducătorii pe care îi avem. Pe conducătorii ăștia i-am ales cei care s-au prezentat la vot. Prezentarea tuturor la vot, sau măcar a celor care sunt prezenți și care pot să vină în data de 5 iunie, ar face diferența față de ce am avut până acum. Domnul Negruț? Eu vreau să vă spun că
Numai împreună reușim. Deci dacă ne pasă de oraș, dacă vrem ca... am să fac o cacofonie. Copiii noștri să se întoarcă acasă, trebuie să facem o schimbare. Și schimbarea nu o putem face decât noi cetățenii, nimeni altcineva. Și dacă vă pasă de oraș și de copii, mergeți la vot. Dacă nu, nu ne putem plânge de nimic. Pe un mesaj motivat, aș spune eu, trebuie să ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, ne oprim. Invitaților mei, vă spun mulțumesc că ați acceptat invitația în această seară și am reușit împreună să aducem în fața telespectatorilor subiecte interesante, spun eu. Vă aștept și cu altă ocazie. Lansez de pe acum invitația ca să nu uit la final. Celor de acasă, vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară, că ne-ați urmărit și ne susțineți. Nu pot decât să vă urez o seară cât se poate de bună și frumoasă. În continuare, rămâneți alături de Tele9. Sper că cel mai bun să câștige în toată povestea asta, atât legată de Rădăuți, cât și de administrația locală, cel mai bun pentru Rădăuți să câștige, dar până atunci mai avem timp. Mai ascultăm și mai vedem. O seară frumoasă vă urez și nu uitați, indiferent de vremea de afară, soare în suflet, mulțumesc, la revedere!